Salut, dragi prieteni! Astăzi am să vă pregătesc crochete de brânză umplute cu șuncă presată, ceapă, măran. Ingredientele: brânză proaspătă de vaci, 400-500 de grame, ceapă verde, o legătură am pus eu, șuncă presată de care vă este vouă la îndemână. Am pus și brânză de burduf, 60-70 de grame. Brânză telemea, telemea de vacă, 150-200 de grame, două linguri de smântână, 50 de grame maxim, smântână grasă de preferat, 3 ouă, făină pe smet pentru a face crusta, ulei, suc de roșii și al meu este făcut în casă, din roșii stoarse și deja condimentate, usturoi, busuioc și cam atât. Mod de preparare. Pentru început, dăm brânza prin raz, prin razul mare. Punem smântâna peste brânza rasă. Punem brânza dulce. Și amestecăm. Tocăm și o legătură de mărar. Tocăm și ceapa verde. Doar partea verde de la ceapă. Șunca de Praga. Dăm și pe ea mărunt. Toată șunca presată, tocată, mărunt, mică la bol. Adăugăm și brânza de burduf. Vom bate bine. Nu am adăugat deloc sare în compoziție pentru că telemeaua de vacă ar avea sare suficientă. Făină, ou, pește. Haideți să vă spun un secret acum. Deci am dat făină, am dat ou și acum dăm pe smet. Vrem crusta de deasupra să fie mai groasă. Eu așa am să fac. După ce am dat prin pesmet, reluăm fără făină ou și iar pesmet. Deci acum e o crustă dublă de ou și pesmet. Bun. Trebuie să mai mă hidratez. Deci am pus ulei, l-am încins, după cum se vede este încins bine. Și acum le punem la saună. Când vor fi gata, o să le scoatem un prosop de hârtie pentru a absorbi puțin grăsimea. Sucul de roșii. Usturoiul, băgăm la presat. Busuiocul care a mai rămas. După gust puteți să mai pune sare, piper și sucul de roșii. Se amestecă bine.